cu tot ce se întâmplă în Rusia. Îl salut pe domnul Virgil Bălăceanu, general în rezervă. Mulțumesc foarte mult, domnule general. Bună ziua. Discutăm despre proteste care au loc în aceste ore și aseară în Rusia. Rușii nu vor să fie carne de tun pentru Putin. V-aș întreba cum să tratăm în continuare această mobilizare parțială pe care a anunțat-o Putin și în contextul în care a avut loc cel mai mare schimb de prizonieri dintre Rusia și Ucraina. Mobilizarea parțială a fost dictată de necesitatea suplimentării grupării de forțe. Suplimentare care apare mai ales prin succesul contraofensivei ucrainiene pe axa de est, în zona Harkovului nord-est, mai ales sud-Harkov, și continuarea obținerii contraofensivei pe axa de sud, pe malul drept al fluviului Nip. O situație critică din punct de vedere militar, care necesită introducerea de noi forțe și singura soluție a fost această mobilizare parțială. În mod sigur, concomitent cu protestele, care nu sunt de mare amploare, dar poate ele se amplifică, sperăm, antirăzboi, ordine de mobilizare au ajuns la rezerviști. Totul a fost într-un plan bine pregătit. Nu s-au desfășurat acțiunile respective după decret. Mâine intră în a doua zi. Prezentarea înseamnă câteva ore. La această dată sunt convins că cea mai mare măsură a rezerviștilor mobilizați sunt prezenți la unitățile lor, iar cei care nu sunt prezenți suportă consecințele unor pedepse de la 5 la 10 ani după modificările făcute de dată recentă de Duma de Stat a Federației Ruse. O pregătire și din punctul acesta de vedere. Va trebui să vedem evoluția activităților de mobilizare parțială și de pregătire a noi grupări de forțe de introducerea acesteia în războiul de invazie, pentru că asistăm la o modificare nu esențială, dar importantă a raportului de forțe. Da, domnule Acest general... spațiu de timp până la introducerea noilor forțe trebuie fructificat de către Ucraina prin dezvoltarea axelor de contraofensivă, mai ales în zona Donbasului. De asemenea, intensificarea acțiunilor militare și a luptei de rezistență trebuie să creeze instabilitate astfel încât referendumurile care și le-au propus și Putin a fost de acord să le sprijine, să nu se poate realiza. Pentru că anexarea unor teritorii în mod ilegal ar însemna că rușii, unilateral, vor declara aceste teritorii ca aparținând Federației Ruse. Și atunci vor spune orice atac pentru eliberarea acestor regiuni înseamnă un atac asupra integrității teritoriale a Federației Ruse. Da, domnule general, iertați-mă că vă întrerup. Condiții folosirea armei nucleare tactice. Da, spectatorii noștri văd imagini cu acest schimb de prizonieri. Este numit cel mai mare schimb de prizonieri care a avut loc între Ucraina și Federația Rusă. Explicați-ne cum s-a... Este de bun augur. Da. Și se vede încă o dată rolul Turciei, pentru că cel care a mediat realizarea acestui schimb de prizonieri, din nou a fost Erdogan. Erdogan joacă foarte puternic în privința războiului din Ucraina. În același timp a spus, nu numai teritoriile invadate după februarie 2022, dar inclusiv Crimea trebuie să fie returnată Ucrainei. De asta spuneam că joacă dur din punctul acesta de vedere. Rămâne Turcia un actor important în privința războiului din Ucraina. Cât de mult să credem în varianta aceasta a armei nucleare? Spuneam la început în emisiune că Rusia are cel mai mare număr de focoase nucleare. Singura variantă pe care o luăm în calcul este aceea ca în momentul anexării teritoriilor, linia roșie care o reprezenta Crimea privind posibilă folosirea armei nucleare tactice, repet, arma nucleară tactică, nu se va folosi arma nucleară strategică pentru războiul din Ucraina, pentru că asta înseamnă autodistrugere, dar nu putem exclude în situații critice, dacă nu vor reuși să mențină apărarea în teritoriile ocupate, teritorii care vor fi anexate, pentru că ele trebuie să declarate teritoriile a Federației Ruse, ceea ce ar permite folosirea armei nucleare tactice. Da, văd telespectatorii noștri... Dar deocamdată să vedem dezvoltarea acțiunilor clasice. Războiul nu va continua în Ucraina prin folosirea armelor nucleare tactice, ci prin introducerea unor noi forțe rusești în zona de sud-est a Ucrainei.
Da, ne uităm acum la numărul de focoase nucleare pe care le au statele lumii și în Rusia are 5977, America 5428. Bine, este greșit pentru că începem să numărăm armele nucleare strategice care distrug pământul de sute de ori. Și nu cu aceste amenință Putin? Trebuie să vedem inventarul Federației Rusie cu privire la armele nucleare tactice. Da. Și nu armele nucleare strategice pentru că nu suntem în pragul unui război nuclear strategic. Explicați-ne. Pentru telespectator, oamenii nu știu diferența. Din datele pe care le avem în privința Federației Ruse, vorbim de aproape 2000 de lovituri nucleare tactice care pot să fie proiectile de artilerie, bombe de aviație, pot să fie mine nucleare tactice, pot să fie focoase nucleare pentru rachetele operative tactice și care sunt folosite în situații critice împotriva unor grupări de forțe militare. Dar lucrul acesta nu este pentru această etapă, pentru că se recurge la mobilizarea parțială pentru a-și continua obiectivele invaziei și nici de cum nu se anunță folosirea în această etapă arme nucleare tactice. Da, domnule general, oare Putin nu a decretat mobilizarea generală tocmai pentru a nu recunoaște oficial că este un război, că el nu recunoaște în continuare, a fost o operațiune specială? Mobilizarea generală este o activitate extrem de complexă care presupune scoaterea a milioane de oameni de la locurile de muncă, înseamnă un efort financiar deosebit, nu se justifică în actuale condiții. Ne așteptam, eu m-aș aștepta de mai mult timp la această mobilizare parțială ca soluție să întărească gruparea de forțe insuficiente pentru a îndeplini misiune la ora actuală. Da. Deci ei nu reușesc să mențină apărarea pe anumite aliniamente, nu pot să mai dezvolte ofensiva în punga Donbasului. A apărut necesitatea de forțe suplimentare, o reacțează în această mobilizare parțială. Modul în care va răspunde Ucraina, care merită, rămâne peste ceea ce vor atinge ruși, chiar dacă suplimentează forțele, este condiționat și de aprovizionarea cu armament politic de către Occident. Pentru că la ora actuală, chiar dacă vor mobiliza parțial, prima opțiune parțială sunt chemați în unitățile militare și au fost deja chemați, pentru că forțele au fost transmise deja către rezervi ruși, totuși nu depășesc numere și 700.000 de luptători, forțele active, Garda Națională, forțele teritoriale ucrainene. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule general. A fost la o creștere, da, a numărului de trupuri de luptă și probabil mai de 150-200.000 de militari puși în Ucraina. Vom vorbi de peste 300.000 până la 400.000 de militari, un număr mult mai mare de trupuri de luptă. Deci posibilitatea de a-și întrebi apărarea și de a continua ofensiva la Donbass. Mulțumesc foarte mult, domnule.